Pe față e orat. Da. Dar cu ce i-au dat? Cu benzină sau ceva inflamat. Sunt supărat și el zice că e nebun și... Ei, și el s-a ars pe picior și pe față. Zice, ăsta e inculpat. Și acum așteaptă poliția județeană sau ceva. Cam atât. De unde? Aici? Uite aici în urmă. Acolo au ceva de împărțit sau ce? Ca și între șef și... Ce ați auzit? Ce vă povestiți? Nu știu. A aruncat careva cu benzină pe maestrul lui sau ce s-a întâmplat? Nu știu, eu asta nu știu. Deci s-a aici l-a încărcat, nu am ales bine, habar nu. Bine, ceau.
Deja de aici, i-a dat foc la maestrul meu, a aruncat cu benzină pe față și a dat foc, gata, știm și noi, noi suntem șoferi aici, altceva nu știm. Am înțeles, au fost certuri din anumite puncte? Nu știu, ce am auzit și noi de aici, din fața porții. Am înțeles. Și au fost amândoi afectați de flăcări, sau cum? El, ce se vedea la picior, numai s-o ars foarte puțin, atâta știm. Agresorul, cum ar veni. Da, da, agresor. Și maestrul? După aia pe aici regreta și zicea că el e nebun, că nu, ceva de genul. Și maestru, nu știu, noi l-am văzut că a intrat pe picioare în salvare, după aia s-ar fi auzit că în salvare inconștient. Atunci, era ars la față? Nu știu, n-am văzut, de aici foarte puțin am văzut-o intrat. Mulțumesc. Spuneți numele. Numele vostru, da. Marius. Marius, ok. Știți, băiatul, numai scurt, spunem două cuvintele, ce ați văzut, ce ați auzit? A fost o ceartă între agresor și maestru. Sunt angajați aici, cred. Și i-ar fi dat foc. Benzină, a aruncat benzină pe el și i-a dat foc. Dar a fost o ceartă între ei? Ei, totul a pune, cred că dacă nu mă înșel, din cauza că a fi fost beat și ar fi vrut să-l scoată afară, și-a reacționat. Am înțeles. Era grav, ați văzut că erau răniți? Nu, n-a fost grav. S-a speriat o doamnă, parcă ar fi leșinat o doamnă, a ieșit toată întreprinderea afară. Am zis, în rest, a venit smorgul, ambulanța. Ok, mersi frumos. Poate prea că are 10 metri. Ce firmă? Da. Ce ai auzit? Nu așteptam aici la încărcare, ca să încărc în granatele și nu, dintr-o dată a ieșit lumea afară, am auzit că a dat foc, un angajat a dat foc la maestrul lui, ar fi fost beat și maestrul a vrut să-l dea afară probabil și i-ar fi aruncat cu benzină în față și i-a dat foc, atâta știu și noi. A fost o ceartă între ei, probabil, acela. Probabil, sigur a fost. L-a fi văzut un pic băut, din ce zicea lumea pe aici, că face tratament cu hamei. Serios? Da. Era grav ars, mai știu. Nu știu, nu l-am văzut. Pe picioare a intrat în salvare. Atât am văzut și noi. Agresorul a venit aici, el aici a stat pe era ars la pe picioare? Scaun. Era ars un pic la picioare, dar foarte puțin. Se vedea că e băut sau că e... După cum vorbea, nu, n-ai de unde să știi acum, poate și... Era agitat omul, nu. Marius, și mai cum? Marius, atâta. Atât bine. Sofamento. Thank you.
hai mai aproape. Vii? Da. Timp. Ok. No, sunt și bun. Tu dacă pete. Pentru așa ține. Da. Ai voi nu?